Secția de istorie a Muzeului Municipal din Câmpul Lung găzduiește o colecție de medalii donate de renumitul colecționar mușcelean Aurică Zmaranda. În cadrul acestui eveniment se pot admira medalii și plachete care aduc în fața privitorului portrete ale domnitorilor, evenimente culturale sau comemorative. Atracția colecției este vitrina în care se află medaliile emise la centenarul Mihai Eminescu. Câmpul Lungul este reprezentat prin câteva medalii care au ca obiect mănăstirea Negru Vodă și defuncta întreprindere minieră. Aurică Zmaranda a fost un cunoscut numismat câmpulungean, care de-a lungul anilor a donat Muzeului Câmpul Lung o însemnată colecție de astfel de medalii. Colecția cuprinde plachete și medalii reprezentând domnitorii români, orașe din țară, licee, cele mai importante licee din țară, personalități atât ale istoriei, dar și ale științei și tehnicii. Expoziția de medalii și plachete poate fi vizionată pe întreg parcursul acestei luni. Ceea ce este expus este doar o parte din donația făcută de Aurică Zmaranda Muzeului din Câmpul Lung. Vizitatorii sunt obligați să respecte măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, să se dezinfecteze la intrare și să poarte obligatoriu mască.